Bun găsit, dragii mei! Astăzi la Trește Sănătos o să discutăm despre cei care au dioptrii și nu știu dacă să se opereze sau nu. Ne va explica domnul dr. Andrei Filip, medic primar oftalmolog. Bun venit! Bine ai revenit, Andrei, alături de noi aici la Trește Sănătos! Bine te-am găsit! Întotdeauna e o plăcere să te revăd! Și pentru mine, Andrei, de ce am ales să discutăm aceste lucruri? Îmi spuneai din experiența vastă pe care o ai că sunt pacienți care au nevoie fie de ochelari, fie de lentile de contact, fie de anumite corecții, dacă și le doresc sau nu. Unii vin și te întreabă, este musai să mă operez? Dioptriile îi fac pe oameni să vadă prost. Pentru a vedea bine, ei au nevoie de un ajutor. Ochelari, lentile de contact. Sunt însă oameni pentru care ochelarii sunt capătul lumii. Asta înseamnă că trebuie să-i ajutăm. În acea situație, ei se prezintă la noi în clinică, iar datoria noastră este să-i sfătuim corect pentru a le găsi cea mai potrivită soluție problemei lor. Ideea este că eu consider că lucrul cel mai important este ca omul respectiv să-și dorească să se opereze. Deci trebuie să aibă o problemă cu ochelarii sau cu lentilele de contact. Am întâlnit oameni care vin și în momentul în care le-am spus că au nevoie de ochelari, le-am făcut o bucurie. Au găsit un nou accesoriu. Își asortează ochelarii cu poșeta, cu pantofii, cu costumul, cu cravata. Deci pentru ei nu înseamnă ceva rău. Dar sunt alții care, pentru care e o problemă foarte mare. Și vin la mine și îmi zic, domnul doctor, nu mă interesează decât să nu mai port ochelari. Pentru mine este un calvar. Nu pot să fac aia, nu pot să fac aia. Sunt oameni care sunt sportivi sau cărora le place să practice diverse sporturi. Și se bine, simt ușor incomodați de ochelari. E o chestie foarte personală. Probabil că pentru mulți, faptul că sunt dependenți de ceva și nu se pot descurca fără acel ajutor, nu le sună bine. Nu-i face să se simtă bine. Ideea este că, așa cum am zis, prima condiție este ca pacientul să-și dorească să scape de ochelari, da? După aia este să se poată. Adică vin la noi, se fac un set de investigații și în urma cărora eu văd ce pot să fac și dacă se justifică această operație. Și foarte important este de reținut că de cele mai multe ori nu trebuie să ne gândim la operația asta ca ceva absolut necesar. Am avut pacienți care veneau și îmi spuneau, domnul doctor, dacă nu mă operez, o să-mi pierd vederea? Nu! Dioptriile sunt niște dioptrii, simplu, atât. Nu vezi fără ajutor. Dar nu înseamnă că ne așteptăm să își piardă vederea în cazul în care nu se operează. Bun, deci iată, cei care au această problemă, au aceste dioptrii, au mai multe variante, fie ochelar, fie lentila de contact, fie aceste intervenții moderne. Și cred că nu o să avem timp astăzi să vorbim despre ele, însă mi-aș dori să le enumerăm și să facem în fiecare emisiune, în următoarele noastre discuții, să discutăm despre fiecare intervenție în parte, să facem cumva pe episoade, Andrei, foarte ca frumos, să înțelegem foarte frumos, bine. Exact. Hai să le enumerăm. În primul rând ne gândim la chirurgia laser și aici avem 3 generații de chirurgie refractivă. Prima se numește PRK, cu ajutorul căreia putem corecta dioptrii cu minus, cu plus și astigmatisme. A doua generație este femtolasic, cu care la fel putem corecta dioptrii cu minus, cu plus și astigmatisme. Și a treia generație de chirurgie refractivă se numește Relax Smile, cu care putem corecta numai dioptrii cu minus și astigmatism și dioptrii sferice, dar cu valori foarte mari. Bun, deci iată, astăzi am reținut că există aceste variante, fie ochelari, fie lentile de contact, fie intervențiile moderne de care tu ai pomenit. În episodul următor, adică în următoarea noastră emisiune, promiți că o să discutăm despre PRK, da? Exact. Bun, și în celelalte emisiuni trecem prin toate intervențiile, astfel încât să ne lămurim ce sunt... Și care sunt diferențele. Diferențele, exact, dacă există sau nu riscuri, pentru că totuși este o intervenție chirurgicală pe ochi și, așa cum ai subliniat încă de la început, aceste intervenții nu sunt obligatorii, nu orbim, nu ne pierdem vederea dacă nu le facem, în dacă nu ne deranjează în cele mai multe situații. Exact. Exact, dacă nu ne deranjează ochelarul, putem să-l purtăm și nu ajungem la intervenție. Dacă nu suportăm ochelarul sau lentilele de contact, iată ce bine că există aceste variante moderne. Îți mulțumesc, Andrei, pentru sfaturi. Cu drag. Te aștept să revii și data viitoare povestim despre PRK. Exact, ne vedem. Mulțumesc, Andrei. Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.